Vă invit să vă ridicați și să urmărim împreună un cuvânt al lui Dumnezeu de care ne vom folosi în seara aceasta, cuvânt care se găsește în Biblie la pagina 893, Cartea Iona, capitolul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corăbiei, s-a culcat și a adormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el: amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumesc lui Dumnezeu și mă bucur pentru privilegiul acesta de a fi împreună cu dumneavoastră la o seară frumoasă de rugăciune, de cântare, de vestire a Evangheliei. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă aduc salutări frățești de pe meleagurile Sucevei și, în mod special, de la Biserica Filadelfia din Suceava, unde slujesc prin Harul Domnului. Frații v-au transmis cu toată dragostea harul și pacea lui Dumnezeu. Pentru seara aceasta m-am oprit asupra cuvântului pe care l-ați ascultat, pentru că este un cuvânt care răspunde la una dintre cele mai simple și în același timp mai concrete întrebări ale noastre, și anume: ce se întâmplă când cineva nu vrea să asculte de Dumnezeu? Sau, altfel spus, care sunt consecințele neascultării omului față de Dumnezeu? M-am oprit asupra acestui cuvânt și dintr-un alt motiv. Mi-am dat seama, și cred că și dumneavoastră ați remarcat ușor lucrul acesta, are o dublă aplicație. Este un cuvânt care se aplică la cei credincioși care, din când în când, trebuie să recunoaștem, mai au anumite derapaje spirituale și mai cad în abateri sau neascultări față de Dumnezeu, dar este un cuvânt care se aplică și pentru cei care poate n-au avut încă o întâlnire personală cu Dumnezeu, poate că sunt în vremea aceasta căutării după Dumnezeu și s-au întrebat și ei: se merită să asculți de Dumnezeu? Ce se întâmplă dacă nu voi asculta de Dumnezeu? Deci este o aplicație pentru noi toți, așa că nimeni nu trebuie să se simtă cumva exclus sau să se gândească: nu-i vorba despre mine. E vorba despre mine, despre tine, despre fiecare dintre noi. De altfel, suntem convinși că atunci când venim în casa de rugăciune, întotdeauna Dumnezeu are ceva să vorbească fiecăruia dintre noi. Doamne ajută-ne la aceasta! Dragii mei, când o să privim la întâmplarea aceasta, vreau să vă spun de la bun început: scopul nostru nu este ca să-l judecăm pe acest personaj cu numele Iona. Nu o să încercăm să-l așezăm într-un cântar
al judecății noastre, pentru că oricum ar fi un cântar subiectiv, ar fi poate o evaluare nedreaptă, care nu cunoaște toate detaliile din spatele acestui tablou. Nu noi îl judecăm pe Iona, el a fost judecat de Dumnezeu. Și când privim la cazul Iona, noi încercăm să ne vedem pe noi, să ne judecăm pe noi înșine. Să vedem că, de fapt, fiecare dintre noi suntem în pericolul acesta pe care Iona l-a experimentat atunci, de a refuza să facem voia lui Dumnezeu. Apoi, când ne uităm în cuvântul acesta, înțelegem iarăși de la început că ce s-a întâmplat cu Iona a fost o excepție în viața lui, nu o regulă. Această neascultare față de un plan, față de un proiect al lui Dumnezeu, a fost un moment de eclipsă spirituală din partea lui Iona, dar viața lui, în general, știm din Scriptură, a fost caracterizată de ascultare și de frică de Dumnezeu. Iona a fost un om al profunzimilor spirituale. De aceea, nimeni nu trebuie să ajungă cumva la o concluzie eronată sau să încerce să-și argumenteze propria neascultare din perspectiva cazului lui Iona și să zică, ei, iată, dacă Iona și-a permis atunci să fie răzvrătit și încăpățânat, înseamnă că nici la mine nu va fi o problemă. S-ar putea să fie. Iona a avut ca regulă de viață ascultarea de Dumnezeu, dar aici asistăm la un incident, la o situație de criză din viața lui. Întâmplarea aceasta ne determină să înțelegem că suntem vulnerabili la păcat, la răzvrătire, poate chiar la anumite resentimente față de Dumnezeu sau față de lucrarea lui Dumnezeu, în ciuda slujirii și a darurilor noastre spirituale. Chiar dacă slujești, veghează, poți să cazi în neascultare. Chiar dacă ai anumite daruri spirituale, veghează, ne spune textul acesta, poți să cazi în neascultare. Chiar dacă ai avut în trecut anumite experiențe frumoase și înălțătoare cu Dumnezeu, experiențele glorioase ale trecutului nu validează în niciun caz eșecurile prezentului. Deci, veghează, poți cădea. Darurile spirituale ne responsabilizează, dar nu sunt o garanție a faptului că neapărat noi vom fi în ascultare. Ascultarea deja ține de alegerea noastră, ține de decizia pe care tu o iei în fiecare zi în raport cu voia lui Dumnezeu. Cazul acesta, mai spun introductiv, ne arată că neascultarea față de Dumnezeu determină o coborâre treptată. Vedem aici, eu am citit din Scriptură, de câteva ori relatarea folosește verbul acesta că Iona s-a coborât sau a coborât. Mai întâi s-a coborât la Iafo, în portul acela de unde a luat corabia, deci a ajuns undeva la nivelul mării. Apoi, după ce s-a urcat în corabie, Scriptura zice s-a coborât în cala corabiei, deci mai jos, sub nivelul mării. Și în cele din urmă, noi cunoaștem toată întâmplarea, n-am mai citit și restul, când ajunge să fie înghițit de peștele acela uriaș și prin care de fapt a fost salvat de la înnec, capitolul 2, versetul 6, el însuși zice, m-am coborât mai adânc, până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Neascultarea de Dumnezeu duce la o coborâre în viață, o coborâre treptată, pas cu pas. Avem noi și o cântare care zice prin refrenul ei, ne pune o întrebare, te ridici sau te cobori? Te întreb de două ori. Pentru că n-ai cum să stai la o linie de plutire, să menții așa un fel de echilibru, dincolo de care să nu mai existe nici creștere spirituală, nici descreștere. În viața de credință, fie crești, te ridici, urci treaptă cu treaptă spre Dumnezeu, aprofundezi relația cu Dumnezeu, fie reversul, te cobori. Te cobori din ce în ce mai adânc și din ce în ce mai periculos. Neascultarea, mai putem remarca așa la o privire de ansamblu, pare simplă și ieftină la început. Parcă nu costă nimic la început. Faci ce vrei, faci ce-ți place, până la urmă, de ce să dai tu socoteală înaintea altora de deciziile tale? Nici nu te interesează opiniile altora, eventual ale unor denominații religioase, dar neascultarea se dovedește pe traseu
că cere un preț, unul încă foarte scump, foarte scump, un preț mult mai mare decât ți-ai imaginat. Te duce mult mai departe decât ai crezut tu, pentru că de regulă oamenii își stabilesc chiar limite în neascultarea lor. Am întâlnit oameni care spuneau, nu voi ajunge să fiu atât de rău chiar cum sunt alții. Eu o să fiu cât de cât o persoană mai echilibrată. Fumez, zicea unul, dar nu două, trei pachete de țigări pe zi, cum fac alții. Ăla, într-adevăr, este un abuz. Beau alcool, zicea altcineva, dar nu cu butoaiele, nu fac abuz, nu ajung să mă ducă nevasta cu roaba acasă. Beau, dar nu-mi beau mințile. Cred că ați mai auzit și dumneavoastră oameni care își stabilesc ei anumite limite cam până unde să-și permită neascultarea față de Dumnezeu, față de principiile lui Dumnezeu. Mă mânii, mă supăr, dar în orice caz păstrez controlul asupra situației, nu dau lucrurile peste cap, mă revin eu încetul cu încetul. Ajung, spune câte un tânăr sau câte o tânără, la anumite aventuri așa mai imorale, dar în orice caz o să am eu grijă totuși să-mi clădesc o familie. Oamenii stabilesc anumite limite, însă realitatea care este reflectată într-un mod clar și din întâmplarea cu Iona, este că neascultarea de Dumnezeu te duce dincolo, mai departe de limitele la care te-ai gândit tu. Te duce atât de departe și mulți și-au dat seama, dar cam târziu, și-au dat seama cât de cruntă, cât de dureroasă, cât de amară este neascultarea și ce preț atrage ea în final dacă omul nu se oprește repede din coborârea aceasta a neascultării. Așadar, în seara aceasta aș vrea să ne uităm mai exact la câteva consecințe ale neascultării care au venit în viața lui Iona, consecințe care reprezintă de multe ori și viața noastră și neascultarea noastră. Deci după ce Dumnezeu i-a dat lui Iona această poruncă să se ducă la cetatea Ninive și să pronunțe acolo un mesaj din partea lui Dumnezeu, vedem că Iona n-a zis nici da, nici nu, practic nu comunică, ci versetul 3 spune simplu, Iona s-a sculat să fugă la Tars, adică într-o direcție contrară, ba chiar opusă geografic, direcției în care l-a trimis Dumnezeu. Dacă el trebuia să se ducă la Ninive, o metropolă, capitala Imperiului Asirian, unde oamenii erau din calea afară de răi, de păcătoși, Dumnezeu vrea să pronunțe o sentință de judecată, iată că Iona refuză cu încăpățânare acest mandat încredințat de Dumnezeu, sigur având el un motiv al lui naționalist, o logică a lui de evreu. Și-a dat seama și de fapt mai târziu face mărturisirea aceasta în capitolul 4, că dacă s-ar fi dus, exista probabilitatea ca oamenii aceia să se pocăiască de faptele lor rele și prin urmare exista acum nu probabilitate, ci certitudinea, că dacă oamenii s-ar fi pocăit de păcatele lor, Dumnezeu îi ierta. Și tocmai lucrul acesta, din răsputeri, Iona vroia să le evite. Cum să vadă niște păgâni, niște dușmani potențiali ai poporului Israel să ajungă în postura să fie iertați de Dumnezeu? Nu, păgânii aceia, din punctul de vedere al lui Iona, meritau moartea, meritau să fie distruși, cetatea lor să fie spulberată, radiată de pe fața pământului, Dumnezeu să facă dreptate, oamenii să primească ce meritau. Dumnezeu e mult mai bun decât ne gândim noi. Depășește imaginația noastră, ne uităm noi la oameni din lumea asta foarte răi câteodată și ne gândim, oare mai este vreo șansă pentru oamenii ăștia? Vezi câte un om extrem de rău și te mai gândești, e vreo posibilitate de schimbare și câteodată chiar dăm din umeri cuprinși de scepticism în privința acestor oameni și spunem, nu, e imposibil, cum să se schimbe un om atât de rău? Și totuși, realitatea demonstrează că se poate, experiențele multora în privința aceasta au demonstrat că se poate, oameni poate chiar din dumneavoastră care în seara aceasta sunteți prezenți aici în biserică și ați avut un trecut dezastruos sub stigmatul păcatului, ați venit la Domnul Iisus Hristos, v-a eliberat, v-a schimbat, v-a făcut niște făpturi noi, prin urmare sunteți niște dovezi vii că se poate, că la Dumnezeu toate sunt cu putință, iertarea tâlharului de pe cruce, cel care s-a pocăit, la fel este un caz atât de puternic, atât de sugestiv, care arată că se poate. Un om cu un cazier încărcat, un om cu multe răutăți, cu multe abateri în viața lui, un om care efectiv l-a sfidat pe Dumnezeu și care în final beneficiază de acea imensă afirmație, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Poate noi, ca oameni, nu l-am fi acceptat pe acel tâlhar să ajungă la
un privilegiu atât de mare să ajungă să acceseze și el poarta raiului, împărăția lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este cel care iartă, care poate ierta. Ce nu încăpea în mintea lui Iona, trebuie să recunoaștem câteodată nu încape nici în mintea noastră. Nu încăpea nici în mintea fiului mai mare din pilda fiului risipitor, când a văzut că cel mai mic s-a întors acasă după ce a cheltuit averea, după ce și-a irosit parte din viață și din timp în tot felul de aventuri și de destrăbălări. Era de neconceput pentru fiul mai mare, care tot timpul a fost cu minte, a fost la locul lui, ca acest fiu mai mic acum să fie iertat, să fie cumva repus în drepturi, să îi se creeze o nouă șansă în viață, să o ia de la capăt. Era greu pentru fiul mai mare să accepte și totuși pilda tocmai asta ne învață. Da, există șansă de recuperare, există posibilitate de iertare și pentru astfel de oameni. Deci Iona s-a împotrivit față de acest plan al lui Dumnezeu, intuind bunătatea unui Dumnezeu care urma să se răsfrângă peste oamenii ăia din capitala Imperiului Asirian. Răzvrătindu-se, iată-l cum se urcă în această corabie și Biblia spune că a plătit prețul călătoriei și povestitorul, nu este exclus, de fapt cei mai mulți teologi au ajuns la accepțiunea aceasta că povestitorul este însuși Iona, cel care mai târziu face retrospectiva, transmite un semnal generației de atunci și generațiilor următoare, nu faceți ca mine, nu fiți încăpățânați ca mine. Deci povestitorul notează ceva, zice că Iona a fugit departe de fața Domnului. Prima consecință a neascultării pe care vreau să o remarcăm în seara aceasta este că neascultarea de Dumnezeu depărtează omul de fața Domnului. Se repetă lucrul acesta și în observația pe care au făcut-o ceilalți de pe corabie, în versetul 10, căci oamenii aceia știau că Iona fugea de fața Domnului, de unde? Pentru că le spusese el. Neascultarea ne depărtează de fața lui Dumnezeu. Acum, sigur, poate că expresia aceasta pentru cei nefamiliarizați cu limbajul Scripturii, la prima vedere sună puțin ciudat și are nevoie cumva de o traducere. Când stai față în față cu un om, aceasta înseamnă comunicare, te uiți în ochii lui, poți să vezi expresia feței acelui om, poți să-l auzi cum vorbește și prin comunicare se schimbă niște informații și se schimbă niște sentimente și niște emoții. A sta față în față cu Dumnezeu sau a privi fața Domnului, la fel înseamnă comuniune, înseamnă relație cu Dumnezeu. Când Biblia spune că Iona a fugit departe de fața Domnului, ne transmite tocmai acest adevăr. Iona a rupt relația cu Dumnezeu. Nu vrea să mai privească în ochii lui Dumnezeu, pentru că a refuzat responsabilitatea pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. Ori, dragii mei, vreau să vă spun că de aici au început și încep toate tragediile umane, când oamenii fug de fața lui Dumnezeu, de ochii lui Dumnezeu, care în primă fază nu sunt niște ochi de judecată. Când fața Domnului este îndreptată spre tine la început, aceasta înseamnă har, înseamnă oportunitate, înseamnă favoare să te poți întoarce la Dumnezeu. E o față plină de milă, e o față plină de dragoste. Aduceți-vă aminte numai de fața Domnului Iisus Hristos, care era fața Domnului, când s-a îndreptat spre un Petru lepădat la focul străin, spre un Petru care tocmai mințise, se jurase și se blestemase, că nu-L cunoaște pe Hristos. Și când acolo în curtea marelui preot, fața lui Hristos, ochii lui Hristos, s-au îndreptat înspre ucenicul Petru, privirea aceea n-a însemnat atunci condamnare, privirea aceea a declanșat ceva în Petru, un resort foarte puternic, încât Petru a început să plângă cu amar. A ieșit urgent de la focul acela străin. Privirea Mântuitorului l-a răscolit de așa manieră încât n-a mai suportat să stea acolo în prezența dușmanilor lui Hristos. Deci pentru Petru fața Domnului a însemnat har, a însemnat iau de la început, ridică-te, nu mai zăbovi aici în locul acesta, că este un loc periculos și nu e locul tău, nu te caracterizează, tu ai o altă chemare în viața aceasta. Fața Domnului, dragii mei, înseamnă binecuvântare deocamdată în viața aceasta. Există în Scriptură și alte versete care spun că fața Domnului este împotriva celor răi, adică atunci când chiar oamenii
se împietresc atât de tare și refuză în mod constant să se întoarcă la Dumnezeu, atunci da, fața Domnului pentru ei s-ar putea să însemne mânie, s-ar putea să însemne o judecată ireversibilă. Atunci, la vremea judecății lui Dumnezeu. Dar deocamdată, dacă aruncăm o privire în Scriptură, putem să vedem că fața Domnului pentru cei care o caută aduce fericire. Psalmul 4 cu versetul 6, uitați-vă ce cuvinte frumoase spune psalmistul aici: mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Că asta este o întrebare generală a oamenilor care caută fericirea. Și spun, unde este fericirea? Și vine răspunsul: eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Că dacă răsare lumina feței tale, dacă putem să privim în ochii tăi cu o conștiință curată, ca niște oameni care am fost iertați și spălați de păcatele noastre, aceasta aduce adevărata fericire. Când nu ești apăsat de păcate, când nu ești tulburat înăuntrul tău, când n-ai nimic de ascuns, când nu experimentezi nenorocirea unei vieți duplicitare, când stai așa la fața lui Dumnezeu. Și continuă psalmistul și zice: tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei, oamenii lumii care caută fericirea în felul lor, când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Da, pentru că oamenii se bucură când li se înmulțește rodul grâului, al vinului, conturile în bancă, averile, mașinile, banii și toate celelalte facilități și pârghii de care oamenii se folosesc pentru o vreme. Dar psalmistul zice: Doamne, când fața ta răsare peste mine, eu am mai multă bucurie și fericire decât au aceștia din lucrurile materiale pe care până la urmă nu le stăpânesc pentru totdeauna. Fața Domnului aduce fericire. Fața Domnului aduce binecuvântare. Nu la întâmplare, frații, la slujbele de binecuvântare a copiilor, folosesc pasajul acela din cartea Numeri, unde se amintește de binecuvântarea de la fața Domnului, Numeri, capitolul 6, cu versetul 25: Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Da, dragii mei, fața Domnului aduce fericire, fața Domnului aduce binecuvântare când e prezentă în casele noastre fața Domnului. Când lumina aceasta feței lui Dumnezeu vine ca un soare al neprihănirii peste sufletele noastre, vezi zâmbet la soț, zâmbet la soție, niște copii mulțumiți că au părinți care trăiesc cu demnitate și care educă și cresc într-un mod corespunzător. Fața Domnului înseamnă binecuvântare în familie. Fața Domnului știți ce mai înseamnă? Iluminare. Psalmul 90 cu versetul 8, psalmistul zice: Doamne, la lumina feței tale Tu faci să iasă la iveală păcatele noastre cele ascunse. Adică noi câteodată suntem tare șmecheri. Avem noi covorul frumos al aparențelor care îl tragem peste mizeria din viața noastră. Reușim câteodată să inducem în eroare aproapele nostru, să pozăm frumos, să dăm bine la servici, în fața colegilor. Câteodată chiar să obținem anumite etichete, să părem virtuoși în fața altora, dar nu-L putem păcăli pe Dumnezeu. Când vii la lumina feței lui Dumnezeu, acolo ies la iveală vicleșugurile, păcatele noastre cele mai ascunse, pe care le-am acoperit cât am putut noi de bine. Dar când un om sincer îl caută pe Dumnezeu, la lumina feței lui Dumnezeu spune: Doamne, îmi pare rău, dincolo de religia mea, dincolo de masca pioșeniei mele pe care am purtat-o așa cu multă mândrie printre ceilalți ca să par și eu un om care crede în Dumnezeu și care are direcție în viață, trebuie să recunosc. Dincolo de aceasta e mizerie, este păcat, sunt lucruri pe care le-am ascuns. La lumina feței lui Dumnezeu este ca și cum ți-ai murdărit haina și dacă stai în întuneric, nu poți să-ți vezi petele de pe haină. Ba chiar te uiți la haină și zici, totul este în ordine, arăt destul de bine. Dintr-o dată ajungi la un reflector puternic, la un bec foarte puternic și când te uiți iarăși pe haină, nu mai poți contesta realitatea pe care ți-o arată lumina. E murdară haina. Așa e la lumina feței lui Dumnezeu. Îți vezi petele, îți vezi mizerile, dar lucrul ăsta este tot o binecuvântare, pentru că dacă îți vezi păcatul, e un pas înainte, dragii mei. Cea mai mare nenorocire, știți când este? Când omul nu-și vede și nu-și recunoaște păcatul. Ce ai, Doamne, cu mine? Nu vezi ce om cum se cade sunt? Las un loc de bună ziua în urma mea, vorbesc frumos cu toată lumea. Dacă nu mă crezi pe mine, întreabă-i pe vecini. Cât de sociabil mă port cu ei și la servici și peste tot. Ei, mai am și eu greșelile mele ca tot omul, dar în orice caz nu sunt de extremă, sunt un om bun în societate. Când nu ne vedem păcatele,
atunci ne creăm o imagine falsă despre noi înșine. Drumul spre iad, de multe ori, este un drum pavat cu o imagine falsă despre noi înșine. Atunci când omul crede că e bine, dar în realitate este rău, pentru că nu-i om care să nu păcătuiască pe fața pământului, nu-i om care să n-aibă greșeli înaintea lui Dumnezeu. Toți avem nevoie în egală măsură de jertfa lui Hristos de la Golgota, de ispășirea realizată prin jertfa lui Hristos în dreptul păcatelor noastre. Toți avem nevoie, pentru că unul a păcătuit mai mult, altul mai puțin, și la lumina feței lui Dumnezeu ies la iveală toate lucrurile acestea. Iată de ce a veni la fața lui Dumnezeu înseamnă să comunici cu El, înseamnă relație autentică cu Dumnezeu, înseamnă să-ți recunoști starea, dar să umbli în această lumină a feței lui Dumnezeu pentru toată viața ta. Inversul, a fugi de fața lui Dumnezeu înseamnă a ignora realitatea așa cum Dumnezeu ne prezintă această realitate. Iona a plecat să fugă de fața Domnului. Ce vei face tu? Și prima pereche de oameni din grădina Edenului, știți bine, Adam și Eva, după ce n-au ascultat de Domnul, zice Biblia în cartea Geneza, că s-au ascuns printre copacii din grădină. De ce? S-au ascuns de fața Domnului. Au spus să nu ne mai vadă Dumnezeu, am greșit. Conștiința ne spune lucrul acesta, dar cel puțin să încercăm cumva să ne eschivăm. N-a fost posibil lucrul ăsta, că n-ai unde să te ascunzi de Dumnezeu, n-ai unde să fugi. În realitate, n-ai unde să te ascunzi de fața lui Dumnezeu. În Psalmul 139, psalmistul chiar surprinde acest adevăr și spune: Doamne, unde voi fugi departe de Duhul Tău? Unde mă voi ascunde de fața Ta? N-am unde, Doamne, să mă ascund de fața Ta, că oriunde m-aș duce, Tu și acolo mă vezi, Tu oriunde mă cunoști. Paradoxul, știți care este? Că Iona cunoștea psalmii Vechiului Testament. Dacă ne uităm în capitolul 2, rugăciunea pe care o face el mai târziu în școala disciplinară de acolo, din pântecele peștelui, o să remarcăm, în rugăciunea lui Iona citează vreo 13 psalmi din Vechiul Testament. Bine cunoștea psalmii. Credeți că nu cunoștea și psalmul 139? Unde mă voi ascunde de fața Ta? Ba da, îl cunoștea. Dar așa suntem noi câteodată. Aici ne vedem pe noi. Știm Scriptura, dar ne facem că nu vedem. Cunoaștem principii din Biblie, dar ne gândim că în viața practică ești cu picioarele pe pământ, nu ești cu capul în nori și nu prea ai cum să trăiești principiile biblice. Ne creiem premize false, circumstanțe atenuante, justificări ca să păcătuim și dezavantajul este la noi. Noi suntem cei care avem de pierdut. Iona știa teoretic că n-ai unde să fugi departe de fața Domnului, dar a încercat să vadă, s-a gândit, poate merge, poate funcționează, de data asta înspre Tars, nu la Ninive. Deci o consecință a neascultării e această rupere a relației cu Dumnezeu, care te expune să trăiești în păcat, să nu-ți vezi păcatele, să pierzi fericirea autentică de la Dumnezeu, să te lași dus în vâltoarea acestei lumi, să alergi împreună cu lumea, cum zice Apostolul Petru, către un potop de desfrâu, care are drept finalitate judecata lui Dumnezeu. A fugit de fața Domnului, dar în al doilea rând, frați și surori și iubiți prieteni, aș vrea să observăm că neascultarea de Dumnezeu nu numai că rupe această relație, comuniunea cu fața Domnului, dar neascultarea conduce la pierderi fizice și materiale. Când Biblia zice că Iona a plătit prețul călătoriei, nu e o metaforă, nu e o figură de stil, nu e o realitate, a băgat mâna în buzunar, a scos bani, nu era el din categoria oamenilor bogați, dar nu lua nimeni gratis pe corabie și a trebuit să plătească, să dea din banii lui, să consume din resursele lui și așa puține, să consume din timpul lui, care până la urmă era un timp așa de prețios, și toate acestea încotro, într-o direcție greșită. Iată cum situația aceasta este o oglindă și pentru noi, pentru că mulți neascultători din vremea noastră plătesc, investesc, risipesc, nu ca să meargă în misiunea lui Dumnezeu, nu ca să facă o lucrare pentru Dumnezeu, nu pe drumul ascultării de Dumnezeu, că dacă plătești pe drumul ascultării, slavă Domnului, o faci pentru Dumnezeu. O faptă bună, o acțiune de caritate, ajutorarea unor orfane, a văduvei, a săracilor, o misiune de evangelizare, poate în altă țară, poate în țară la noi. Deci în momentul când dai din resursele tale pe fondul ascultării de Dumnezeu, cu aceasta te vei întâlni, cu siguranță, că ce seamănă omul aia va secera. Cu siguranță vei primi răsplătire în împărăția lui Dumnezeu. Problema intervine când și noi, ca și Iona,
Risipim din resursele noastre pe un drum al neascultării. Mulți oameni, într-o vreme ca aceasta, își pierd chiar sănătatea datorită neascultării. Își pierd serviciul, își pierd familia, își pierd banii pe lucruri de nimic. În Proverbe, capitolul 10, cu versetul 16, îngăduiți-mi să citesc această afirmație a înțelepciunii pe care a făcut-o Solomon, spune el așa: cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Se vorbea de antiteza din Psalmul 1, dintre omul neprihănit și omul nelegiuit. Iată încă un contrast. Deci omul neprihănit e un bun administrator, își întrebuințează câștigul pentru viață, pentru copii, pentru familie, pentru bine, dar omul rău, care nu și-a asumat standardul acesta lui Dumnezeu, își întrebuințează venitul pentru păcat, adică ajunge ca să dea bani pe alcool, pe tutun, pe droguri, bani investiți în jocuri de noroc, ajunge ca să plătească daune la tribunal, că asta costă, avocații costă, bani pe aventuri, dau foarte mulți tineri și din aventurile alea se aleg cu o cară, cu rușine, cu pierderea frumuseții morale, poate cu un viitor distrus. Mulți dau bani pe anumite autodistrugeri ale trupului, distrugeri cauzate de stres, de nervi, boli care au venit ca rezultat al neascultărilor. Acum, evident, nu toate bolile, și nu sugerăm lucrul acesta, nu toate vin drept neascultare față de Dumnezeu. Multe vin așa că suntem oameni și trupul ăsta se uzează, suntem supuși unui proces de uzură. Dar tot așa de adevărat este că multe probleme, multe afecțiuni și fizice și psihice și nervoase, omul și le cauzează singur cu mâna lui. De ce? Din cauza neascultării de Dumnezeu. Că atunci când asculți de Dumnezeu, viața e frumoasă chiar și pe pământul acesta. Asculți de Dumnezeu și nu îți chinui plămânii cu nicotina, asculți de Dumnezeu și nu umbli amețit și fără luciditate, asculți de Dumnezeu și nu îți bați soția sau nu înjuri sau nu te porți brutal cu ea, îți găsești cuvintele, nu, e partenerul de viață căreia i-ai declarat dragoste într-o zi. Asculți de Dumnezeu și la fel nu ripostezi așa față de soțul tău prin tot fel de lucruri urâte, aruncând în stânga și în dreapta cu obiecte, poate cu un castron sau altceva de lucru ăsta, că se mai întâmplă. Când asculți de Dumnezeu, e armonie în ființa ta, este armonie în gândirea ta, este armonie în familia ta, în viața ta. Reciproca, neascultarea de Dumnezeu duce la plătirea acestui preț. Vreau să vă mai citesc încă dintr-un loc. Isaia, capitolul 55. De la versetul 2, Dumnezeu se adresa unor oameni care de altfel ei se considerau religioși, dar și ei căzuseră în această capcană de a risipi datorită neascultării. Și le zice prorocul Isaia: de ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun, și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Și în continuare Isaia îi cheamă pe oamenii ăștia să se întoarcă la ascultarea de Dumnezeu. Versetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Slavă Domnului! Dacă ai căzut în neascultare și neascultarea te-a făcut să plătești un preț în familia ta, în casa ta, în trupul tău, Scriptura zice: întoarce-te. Nu amplifica, nu mări prețul acesta al neascultării. Unii au ajuns mai grav, chiar să moară fizic, datorită neascultării față de Dumnezeu. Alții au ajuns în situații dramatice. Nu pot să uit cazul unui bărbat care începuse să vină pe la biserică, a înțeles chemarea și adevărul lui Dumnezeu, dar niște prieteni l-au convins, el încă nu era foarte stabil, nu era hotărât, și prieteni dintr-un vechi anturaj l-au convins ca să revină la băutură. Atât de mult au insistat, fiind colegi de armată altă dată, încât l-au convins să bea. El se dezobișnuise de alcool între timp, pentru că luase așa pentru el o decizie să nu mai bea, și acum nu i-a trebuit mult ca să se amețească din nou. Ei, bărbatul ăsta n-a mai ajuns acasă, la familia lui, la copiii lui. El, alții s-au dus, fiecare în direcția lui. El a căzut undeva în zăpadă, era atunci o iarnă geroasă. A rămas acolo până
când dimineața l-a găsit cineva. Omul care l-a găsit a chemat ambulanța, a fost dus la spital. Medicii au constatat că a fost pe punctul de a muri. I-au salvat viața, dar cu un preț. I-au amputat o parte din degetele de la mâini și de la picioare, care datorită degerăturilor afectau întreg organismul și era deja o infecție care se ducea mai departe. Și acum eu l-am vizitat pe omul acesta în casa lui, o casă sărăcăcioasă, nu era bogat. Era așa cu mâinile bandajate, cu picioarele bandajate, când m-a văzut, pentru că știa, discutasem altă dată din Evanghelie cu el, a început să plângă ca un copil și spunea, frate, avea curajul și tăria să pronunțe cuvântul ăsta, frate, și a continuat, din cauza neascultării, uite ce preț am plătit, uite cum am ajuns, inapt pentru muncă, nici nu știu ce o să fac. Și m-am uitat în casă, erau copilași ăia, dezorientați, amărâți. Este un caz, dragii mei. Dar dacă ar fi să ne gândim, poate fiecare dintre noi, câte cazuri nu cunoaștem de oameni care au plătit pentru neascultarea lor. Au ajuns în fel de fel de situații, unii loviți de sida, da, alții în spatele gratiilor, în pușcărie, datorită neascultării de Dumnezeu, datorită faptului că poate au avut o ocazie, cel puțin o ocazie, când să asculte Evanghelia, când să primească cuvântul în inimă și au zis, nu, nu e pentru mine, o fi pentru alții, dar pentru mine viața o concep altfel, vreau încă să mai trăiesc așa. Și dintr-o dată oamenii ăștia s-au izbit, cum e vorba noastră, cu capul de pragul de sus, s-au trezit cumva atunci, dar puțin târziu, în sensul că sunt și lucruri pe care nu le mai poți repara. Te poți întoarce la Dumnezeu, dar sunt lucruri câteodată care nu le mai poți repara. Trebuie doar să le accepți așa cum sunt și să te duci mai departe, să-ți plângi păcatul și măcar să obții iertarea lui Dumnezeu. Păi neascultarea duce la atâtea divorțuri în vremea noastră. Dacă ar fi numai aspectul acesta, să-l luăm în considerare. Câți copii nu rămân dezorientați pe drumuri, neștiind de partea cui să treacă, de partea lui tata sau de partea mamei. Și rămân aceste handicapuri emoționale cu care ei cresc, se duc în societate și nu se pot adapta. Câte lacrimi, câte oftări, câți ochi roșii de plâns, datorită neascultării față de Dumnezeu. Oamenii se mint pe ei înșiși, autosugerându-și că nu e nicio problemă, viața își are mersul ei mai departe, dar toate experiențele de neascultare mai frâng ceva în inima ta, în viața ta. Mai rup o bucățică din sufletul tău. Și dacă totuși omul nu se oprește din demersul acesta al neascultării, tragedia cea mai mare este că într-un final ajunge cu totul departe de fața lui Dumnezeu și irreversibil. Pentru că uitați-vă ce zice Apostolul Pavel, vreau să vă citesc acest cuvânt din a doua lui epistolă către Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 8, zice că oamenii ăștia neascultători într-o zi sunt surprinși de o flacără de foc și sunt pedepsiți toți cei care nu cunosc pe Dumnezeu și cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și versetul 9, ei, deci cei care nu ascultă, vor avea ca pedeapsă, dacă ar fi să piardă doar niște bani, dacă ar fi așa doar să piardă puțin din sănătate, dacă ar fi să piardă doar o mașină, că a lovit-o de altă mașină, dacă ar fi să piardă doar o casă, că i-a luat o bancă datorită neascultării, nu ar fi poate o tragedie așa de proporții foarte mari, dar vedeți ce spune Scriptura? Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului, de la slava puterii lui Dumnezeu, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții lui. Neascultarea costă scump, nu se merită să plătești prețul acesta. Așadar, am văzut că neascultarea depărtează de la fața Domnului, rupe relația cu Domnul, neascultarea conduce la pierderi fizice și materiale și familiale. În al treilea rând, aș vrea să observăm din întâmplarea aceasta că neascultarea atrage furtuna. Furtuni pe care Dumnezeu le declanșează, furtuni disciplinare, furtuni corective, furtuni care până la urmă sunt o binecuvântare și sunt sau creează un context în care omul se poate opri din neascultarea lui. Îmi place foarte mult cuvântul acesta din versetul 4, care zice, dar Domnul, deci Iona se încăpățânează, Iona nu mai vorbește cu Domnul, Iona se duce acolo la Iafo, se urcă în corabie, pleacă într-o cu totul altă direcție, dar Domnul, m-aș fi așteptat, poate, să văd că Domnul acum îl trăznește pe Iona, nu? Sau poate ne-am fi așteptat să vedem un Dumnezeu mânios care zice, Iona, dacă ești încăpățânat și rău, nicio problemă, îmi găsesc alt proroc pe care să-l trimit acolo în cetate la Ninive. Te pot înlocui foarte ușor,
Nu am nevoie de serviciile tale dacă tu ești atât de rebel. Ne-am fi așteptat să vedem un Dumnezeu care leapădă pe Iona datorită modului în care Iona a tratat misiunea încredințată de Dumnezeu. Însă, dragii mei, întâmplarea aceasta ne vorbește despre un Dumnezeu plin de dragoste. Furtuna arată preocuparea unui Dumnezeu bun pentru un suflet rebel. Furtuna disciplinară nu are scopul distrugerii, ci al corecției. Ai fugit de Dumnezeu. Poate nu te-a interesat Scriptura. Ți-a dat cineva o broșură, o carte creștină, ai pus-o acolo pe noptieră și ai spus, ah, poate doar ca somnifer să mai citesc, să pot dormi mai bine. Și alte ironii la adresa cuvântului, la adresa bisericii. Dar Domnul, e măresc lucrul ăsta că nu își pune mintea cu noi, dragii mei. Nu își pune mintea cu noi să ne distrugă. Ar putea să facă lucrul ăsta. Și noi câteodată suntem surprinși. De ce nu o face? Chiar sunt oameni care își pun întrebarea, cum de nu distruge Domnul oamenii de pe pământul ăsta? Și alții merg mai departe în gândirea lor și spun, înseamnă că probabil nu există Dumnezeu, că dacă ar exista, n-ar fi atâtea atrocități, n-ar fi atâtea abuzuri, n-ar fi atâtea răutăți, n-ar fi atâția oameni criminali și răi și atâtea războaie. Unde-i Dumnezeu, spun oamenii? Întrebarea aceasta mi-amintește de o întâmplare pe care o citeam când un păstor era la frizerie și frizerul acela, prin convingerile lui, era ateu. Și frizerul, știind că acum are un păstor pe scaun, a început să-și descarce argumentele lui și să spună, nu există Dumnezeu. Dacă ar exista, n-ar fi oameni atât de răi. Dacă ar exista, n-ar permite atâția criminali și n-ar permite de la vârful piramidei așa să fie atâtea compromisuri. N-ar permite atâția să moară de foame și își înșiruia el toate argumentele. Față de care păstorul pe moment parcă nu avea răspunsul adecvat. Era așa în căutarea unei inspirații. Până când a văzut păstorul de pe scaun, prin geam, afară, a văzut un om așa dezordonat, cu părul lung și nebărberit și nespălat. Și păstorul are așa o lumină și spune, domnule, uite, îl vezi pe ăla de afară? Frizerul zice, da. Eu vreau să spun că nu există frizeri. Dacă ar fi frizeri, ăla n-ar arăta așa cum arată el. Și atunci frizerul s-a indignat, domnule, adică îți bagi joc de mine, păi, dar eu ce sunt? Ce vină am eu că ăla nu vine la mine? Dacă ar veni la mine, l-aș tunde, l-aș bărberi, l-aș araja, are și de aici altfel, cu altă imagine. Și atunci păstorul i-a zis, ei, vezi, ce vină are Dumnezeu că oamenii nu vin la el? De-aia oamenii sunt urâți. Și spun unde e Dumnezeu, pentru că de fapt ei nu vin la Dumnezeu. Dumnezeu le-a creat context, le-a creat posibilitate oamenilor să-și spele sufletul, să iasă de sub robia satanei, a vrăjmașului. Dumnezeu le dă posibilitate, dar oamenii nu vor să știe de Dumnezeu. Ce se întâmplă pe fața pământului e rezultatul clar al depărtării ființei umane față de Dumnezeu. Așa, în colectivitate, țări, națiuni care s-au îndepărtat de Dumnezeu, de asta avem și teroriști și fel de fel, și până la situații individuale, când indivizi, că poate și într-un colectiv creștin, e câte unul care se depărtează de Dumnezeu și tot urât arată, nu vorbim de aspectul fizic, arată urât, sufletește, în caracterul lui, în chipul acela monstruos și hidos pe care păcatul l-a săpat în ființa lui. Și vedem așa un comportament tare deviat la oameni care ar încerca să sugereze că sunt civilizați. Și totuși viața lor, manifestarea lor, denotă aspectul acesta că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar Domnul nu-și pune mintea cu acești oameni și totuși îi caută. Iona fuge de Dumnezeu și Dumnezeu fuge după Iona. Dragul meu, în seara aceasta aș vrea să vezi această ecuație existențială. Așa a fost de la început, cu primii oameni, și așa este până la sfârșit, când Dumnezeu va judeca lumea asta. Noi încercăm să fugim de Dumnezeu și El vine după noi. Încă o seară de evangelizare. Încă un vecin care îți bate în ușă și îți spune, nu vrei să vii și tu la biserică. Încă o încercare care vine peste viața ta, zguduie temeliile, ca dintr-o dată să observi că ești așa, în teren nisipos, fragil, că n-ai siguranță în lumea aceasta, că totul este relativ, banii sunt relativi. Azi poți să-i ai și mâine să nu-i mai ai. Prietenii sunt relativi, azi te bazezi pe ei și mâine nu mai sunt. Sănătatea este relativă, astăzi zici sunt tare, eu sunt puternic, nu sunt ca ceilalți. Și mâine să ajungi așa, ca o epavă, un bieton muscat, așa cu perfuzii așezate pe mâini și cu medicamente pe lângă tine. Totul este relativ în lumea asta, un singur reper este fix, este stabil, nu se schimbă. Un Dumnezeu care ne iubește și vrea să mântuiască sufletele noastre, slăvit să fie Dumnezeu. Dar Domnul îl caută pe Iona, adică m-a căutat pe mine și te caută pe tine. Ei, de multe ori Dumnezeu
ne caută așa într-o manieră liniștită, cum este în seara aceasta. Nu-i nimic dramatic, se vestește cuvântul. Unii răspund chemării lui Dumnezeu în felul acesta. Găsim despre Lidia, o vânzătoare de purpură din Tiatira, când a ascultat cuvântul vestit prin apostolul Pavel lângă un râu unde erau mai multe femei, nu s-a întâmplat nimic special. N-a fost o minune, nu s-a cutremurat pământul, n-a venit nicio furtună, nu a făcut apostolul Pavel niște vindecări, cel puțin atunci, în momentul acela, doar ascultând cuvântul, Lidia a primit mântuirea, a înțeles cuvântul, a luat și botezul în apă și a spus: domnilor, dacă mă socotiți că sunt și eu credincioasă, veniți în casa mea, mă bucur și vreau să sărbătoresc momentul acesta. La unii nu se întâmplă ceva dramatic pentru că răspund repede chemării lui Dumnezeu. Pe alții însă Domnul trebuie să-i scuture prin încercări și vin furtuni. Dar Domnul, ce Iona, în vremea liniștită n-ai vrut să asculți. Trebuie pentru tine special să trimit o furtună. Dar Domnul a făcut, El a făcut. N-a venit la întâmplare așa că s-a agitat mare, așa a început să bată vântul, ci Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună încât corabia amenința să se sfărâme. A venit furtuna poate în viața ta, nu te mira, este un semn că Dumnezeu te iubește. Vine diagnosticul acela necruțător pe care medicul ți-l pune în față, cancer, și nu mai știi ce să faci și ești debusolat. Vine falimentul financiar când afacerea, uite, a căzut la pământ, ți-ai pus speranța în ea, s-a dărâmat ca un castel de nisip. Vin facturile pe care nu mai ai cu ce să le plătești, vin falimentele noastre de zi cu zi, vin tot felul de furtuni, vine accidentul de mașină, nu le dorim lucrurile astea. Și în altă ordine de idei, ele se pot întâmpla și celor ascultători și celor credincioși. Asta este altă față a problemei. Dar acum vorbim în condițiile în care de multe ori Domnul trimite furtuna să ne trezească la realitate. Trimite furtuna ca noi să ne întoarcem pe drumul ascultării. Trimite furtuna tocmai pentru ca noi să ne dăm seama că suntem pe un drum greșit. Că nu e aia direcția în care Iona trebuia să meargă. Măcar în furtună să ne trezim. Mă bucur de oamenii care, cel puțin, când vine furtuna în casa lor, în viața lor, la serviciul lor, atunci se trezesc și spun: nu merge fără Dumnezeu. Am încercat fără și îmi dau seama, nu funcționează, nu-i bine, nu merge, mă întorc la Dumnezeu. Eram într-o țară străină și acolo am discutat cu un bărbat, un om de afaceri român, căruia îi intrau în cont milioane de euro. Nu este nicio exagerare. În vremea când Spania mergea bine, înainte să vină criza. Dar acum a venit criza, omul ăsta a intrat într-un faliment. Pentru el a venit furtuna. Stăteam la o masă de vorbă cu el și omul ăsta era foarte trist și spunea: domnule, nu-mi pare rău că am pierdut bani, că am pierdut prieteni, că am pierdut firmă, că am pierdut toate. Știi de ce îmi pare rău? Că l-am pierdut pe Dumnezeu. Omul ăla fusese un creștin, își lăsase familia, nevasta. Știți cum e? Sunt mulți care atunci când dau de bani, uite ce Dumnezeu, ai bani, ai sănătate, ești tare, te-ai urcat în mașina cea mai luxoasă, ești în competiție cu alții, demonstrezi altora cine ești, ce ești, îi surclasezi pe alții, ai carieră, ești în vârf, te crezi cineva. E și vine furtuna care dărâmă totul, spulberă totul, care îți arată că nu ești, nu, suntem doar un abur, zice Iacov, care se arată puțintel și apoi piere și că viața noastră e așa ca un lat de mână. Și te duci într-un loc din ăsta al lacrimilor, așa, într-un cimitir, te uiți pe o piatră funerară și vezi că ce-i viața? O liniuță, nu-i așa? Liniuța dintre 2 ani, anul nașterii și anul morții. Aia ești tu, o liniuță, aia este viața ta, nu te gândi că ești cineva. Și Dumnezeu trimite furtuna și omul ăsta m-a întrebat: ce să fac, ce șansă mai este pentru mine? A spus: omule, în primul rând, întoarce-te la Dumnezeu și la familia ta. Du-te acasă, du-te la soția ta. Ia-o de la capăt, nu o să mai recuperezi lucrurile pe care le-ai pierdut, dar cea mai mare recuperare e să-L recuperezi pe Dumnezeu, să regăsești drumul ascultării de Dumnezeu. Dacă mai e cu putință, caută-L pe Dumnezeu în situația aceasta, că nu e altă soluție. Nimeni nu poate să-ți ofere altă soluție. Ei, unii se trezesc în furtună. Și slavă Domnului pentru lucrul ăsta. Se trezesc chiar când ești pe patul de spital. Dar se trezesc oamenii și plâng și se pocăiesc. Atunci când au rămas pe drumuri fără casă și au început să roage la Dumnezeu și au spus: Doamne, în vreme de bunăstare și de prosperitate te-am neglijat, m-am îngânfat, îmi pare rău, dar acum mă întorc la tine. Însă știți care e problema? Unii nici în vreme de furtună nu se trezesc. De fapt, ăsta e cazul lui Iona, ia uitați-vă. Dar Domnul trimite furtuna, toți oamenii se agită, marinarii sunt speriați. Erau niște oameni păgâni, fiecare începe ca să strige la Dumnezeul lui, că aveau anumite naționalități, proveniențe religioase diferite.
Iona nicăieri, pentru că zice Scriptura, Iona s-a coborât în fundul corăbiei, în partea cea mai de jos a corăbiei, unde de fapt se mai așezau proviziile marinarilor. Și culmea, când a venit furtuna, el a zis, e momentul cel mai bun să trag un pui de somn. Și s-a culcat și nu știu de unde a găsit capacitatea să-și doarmă. Deci a dormit dus. Astea sunt manifestări variabile ale depresiei, că unii în depresie au insomnii și nu pot dormi noaptea, alții în depresie ar dormi tot timpul, să se decupleze de la realitate, să nu mai aibă contact cu nimeni, să uite cumva, să reacții diferite în funcție de felul nostru de a fi, de temperamentul nostru. El s-a culcat dus, gândindu-se, n-am eu treabă nici cu furtuna și până la urmă întâmplese ce s-a întâmplat. Nu-mi pasă. Este imaginea indiferenței unui om care e în mijlocul furtunii și el doarme. O indiferență dureroasă, pe care o mai au unii și în vremea noastră. Vede că a venit boala și el continuă să bea, să fumeze, să înjure. Vede că îi se duce viața și el zice, nu, mulțumesc, de Biblie n-am nevoie. Vede că e așa un fir de praf în lumea asta și totuși refuză să vină la Dumnezeu care îl poate salva. Sunt unii care, în ciuda furtunii, își continuă somnul. Nu mă miră faptul că Apostolul Pavel, observând somnolența spirituală a unor astfel de oameni, care erau chiar în mijlocul furtunii, le scrie în Epistola către Romani, în capitolul 13, de la versetul 11, zice, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Să ne dezbrăcăm de faptele întunericului, să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Adică ce înțelegea Apostolul Pavel prin să ne trezim? Și el explică în versetul 13, să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Să ne trezim! Păi somnul ăsta este un somn mortal pentru cei care, în ciuda dificultăților și a problemelor, continuă ca să doarmă. Domnul a intervenit prin furtună, prin valuri, prin agitația care era acolo și în cele din urmă, Domnul intervine prin cârmaci. Cârmaciul se apropie de Iona și zice, dar ce dormi? Cum poți să dormi tu în situația asta? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Iată, oamenii câteodată îți atrag atenția. Ei, ai nevoie de Dumnezeu, cheamă-L pe Dumnezeul tău. Dacă cu aia nu merge, cu bani n-ai realizat nimic, vezi că viața ta se distruge, vezi că familia ta se distruge, vezi că păcatul a făcut așa să fii monstruos în comportamentul tău, cheamă-L pe Dumnezeul tău. Tu chiar n-ai niciun Dumnezeu? Să nu-L recunoști pe Dumnezeul tău? Este o mare tragedie. Și toți oamenii au început să-L înconjoare pe Iona, marinarii de acolo, și să-i pună tot felul de întrebări. Iată deci, dragii mei, cum furtuna este un semn de trezire pe care noi trebuie să îl folosim, nu să fim indiferenți față de voia lui Dumnezeu. Dacă în seara aceasta simți că e un fel de radiografie a sufletului și a vieții tale, poate treci prin valuri, prin furtuni, nu sunt întâmplătoare, nu-i nimic întâmplător, dar întrebarea este ce faci în furtună, nu fi nepăsător ca și Iona. E moment de trezire, e momentul în care trebuie și poți să te întorci la Dumnezeu și să spui, Doamne, nu vreau să continui să mă duc pe drumul rebeliunii și al neascultării, nu vreau să fiu distrus în furtună, am înțeles că scopul este corectiv, mă disciplinez și îți mulțumesc și pentru furtuna. Că dacă nu venea furtuna, nu venea eșecul, dacă nu picai poate la examenul ăla, erai mândru. Uite așa, ai picat și te-a zdrobit. Uite așa, ai pierdut afacerea aia și te-a zdrobit Dumnezeu. Ne zdrobește, pe moment ne doare, nu ne convine, nu-i confortabil pentru firea noastră, dar este spre un bine mai târziu, un bine pe termen lung și un bine final, pentru că Dumnezeu ne vrea mântuiți în împărăția Lui. Doamne, ajută-ne în furtună să ne trezim, până nu ne pun alții întrebări, cei din jurul nostru. Ei bine, dragii mei, vreau să observăm în al patrulea și în ultimul rând că neascultarea declanșează întrebările celor din jur. Pentru că oamenii, așa cum am zis, l-au înconjurat pe Iona și au început să-i pună tot felul de întrebări. Ce meserie ai? Care ți este țara? Din ce popor ești? Cine ești tu, de fapt? Care e identitatea ta? Neascultarea ridică întrebările vecinilor tăi, nu? Dacă se aude gălăgie în casă și mereu soțul și soția se tot ceartă, mai bat vecinii, mai sunt câteodată bătrâni, așa, nu? Care dau cu bastonul în perete, dacă ai harul să ai asemenea bătrâni care să te avertizeze.
Mai te întreabă colegii de servici să te vadă că vii așa aburit tot timpul, lipsit de luciditate și că îți pierzi profesionalismul în serviciul pe care îl faci, îți vor pune întrebări. De fapt, neascultarea de Dumnezeu atrage și atenția oamenilor din jur, că undeva răbufnește, undeva se vede opinia publică, cei din jur, sau mai ales oamenii care au cât de cât o frică de Dumnezeu în conștiința lor, te vor întreba ce se întâmplă cu tine. Iona, în momentul acesta, are un răspuns, din punct de vedere teologic, foarte bun și frumos. Ca unul care cunoștea teoria, știți cum zicem noi, teoria ca teoria, practica te omoară. El teoria o știa bine. Zice, eu sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Bun teolog, îl descrie pe Dumnezeu creatorul, Dumnezeu care a creat marea, uscatul. Zice, eu mă tem de Dumnezeu, adică indică faptul că față de un asemenea Dumnezeu mare, creator, trebuie să te și temi. Eu sunt evreu, adică am o anumită identitate, nu doar națională, una spirituală. El își formulează frumos poziția și explică cine este, numai că, observați, Iona reflectă contradicția între ce crede și ce face, între convingeri și fapte. De fapt, asta se întâmplă de multe ori cu noi. Convingeri bune, fapte rele. Credem bine, practică rea. Și atunci se ridică întrebările oamenilor. Ce fel de creștin ești tu? Și aici ne vedem noi, frați și surori. Când oamenii ne pun întrebări, întrebările lor pot reflecta o anumită nedumerire. Păi bun, dacă tu zici că te temi de Dumnezeu, de ce nu asculți? Dacă tu spui că te temi de Dumnezeu, ce cauți în corabia asta? Nu, locul tău nu era aici, tu trebuia să te duci la Ninive, unde te-a trimis Dumnezeu. Sau, pe alții, dau exemple fictive, ar putea să-i întrebe cei din jur, dacă tu zici că ești creștin, ce cauți în discotecă? Un tânăr nu-i locul lui acolo. Dacă tu zici că ești creștin, de ce te cerți? De ce ești mânios? De ce te-a prins la față? Dacă tu pretinzi că ești creștin și na, că toată lumea mai zice un Doamne ajută, un Hristos a înviat când este Paștele, Hristos a născut de Crăciun. Bun, dacă zici că tu ești creștin, de ce trăiești în felul ăsta care nu arată nici de cum a fi creștin? Adică mărturia noastră este știrbită total când nu ascultăm de Dumnezeu. Apostolul Petru spune, și vă reamintesc cuvântul acesta, prima lui epistolă, capitolul 3, versetul 15, fiți totdeauna gata să răspundeți oamenilor care vă pun întrebări. Oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine, tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Adică dacă ești acuzat pe nedrept, dacă ești bârfit pe nedrept, dacă sunt doar niște minciuni care se vehiculează, dar nu corespund cu realitatea, nicio problemă, bucurați-vă și săltați de veselie. Dar dacă vorbele lor sunt reale și mărturia noastră este știrbită, atunci noi trebuie să ne îndreptăm. Iona, ce faci? Unde ești? De ce ai atitudinea asta? În mod providențial, Dumnezeu, care e atât de înțelept, știe să răstoarne situația în favoarea sufletelor umane. Pentru că, deși Iona are o mărturie știrbită, Dumnezeu cheamă sufletele alea. Oamenii au prins frică. Oamenii au văzut, băi, uite cum îl pedepsește Dumnezeu pe Iona. A, din cauza asta a trimis furtuna, pentru că evreul ăsta a fost rebel. Ce Dumnezeu mare, ce Dumnezeu puternic. Observați cum Dumnezeu răstoarnă situația? Și chiar într-o asemenea conjunctură în care mărturia lui Iona, în mod clar, nu era una bună, Iona nu făcea evangelizare pe corabie, ați văzut, dormea depresiv, încăpățânat, și totuși Dumnezeu cheamă suflete la mântuire și oamenii ăia încep să-L caute pe Dumnezeu și să-și pună problema cu ce fel de jertfe ar putea îmbuna, îndupleca un asemenea Dumnezeu, că asta era percepția lor, că Dumnezeu trebuie să fie cu ceva îmbunat. Mă miră și în vremea noastră providența atât de înțeleaptă a lui Dumnezeu, când, în ciuda mărturiei noastre slabe, vin oameni la mântuire, oameni care văd că este un Dumnezeu creator. Asta nu ne justifică pe noi să avem o mărturie slabă. Dimpotrivă, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului, o cetate așezată pe munte, epistole vii și citite de toți oamenii, lumini care trebuie să străluciți în lumea aceasta. Nu trebuie să ne neglijăm mandatul, dar mă bucur să văd că Dumnezeu încă cheamă suflete la mântuire. Și Dumnezeu, în providența Lui, aduce oameni sinceri, oameni care ne pun nouă întrebări, își pun lor înșiși întrebări, oameni care caută soluții pentru problema lor și în special pentru problema păcatului și găsesc iertare la Dumnezeu. Iona a fost aruncat în mare, la cererea lui personală, știind că trebuia cumva să își primească verdictul acesta. Dar Domnul nu-l lasă nici pe Iona.
Îi cercetează pe oamenii aceia de pe corabie, îi trezește pe marinari, îi întoarce la credința în Dumnezeul adevărat, dar recuperează și trestea această frântă care acum era Iona. Un Dumnezeu care aduce oameni la mântuire și de ce nu ne recuperează și pe noi, frați și surori, care poate ne-am știrbit mărturia, poate am ațipit, poate n-am fost suficient de relevanți în lumea asta, care oamenii au multe întrebări despre Dumnezeu, despre păcat și n-am răspuns, sau n-am răspuns cel puțin corespunzător acestor întrebări, sau am răspuns teoretic, dar n-am demonstrat prin fapte, pentru că știți că faptele noastre vorbesc mai tare decât cuvintele noastre. Ce suntem noi strigă mult mai tare decât ce spunem noi, decât orice predică, care este de la anvonul ăsta. Ce sunteți dumneavoastră, caracterul, viața, faptele, sunt o evanghelie care merge pe stradă, la servici și așa mai departe. Și poate că am falimentat și în seara aceasta Domnul ne cheamă și pe noi să ne lăsăm recuperați de El. De fapt, ăsta e gândul final cu care vreau să închei. Neascultarea poate fi iertată. Am văzut prețul ei, te depărtează de fața Domnului. Nu mai te uiți în ochii Domnului, fugi de El. Neascultarea duce la pierderi fizice, materiale, în familie, sociale. Am văzut că neascultarea atrage furtuna disciplinară care vine peste viața ta, poate peste casa ta. Am văzut că neascultarea declanșează întrebările celor din jur. Neascultarea poate fi fatală, ireversibil, dacă omul nu se pocăiește, dacă omul nu se întoarce la Dumnezeu. Dar aici întâmplarea cu Iona ne arată că totuși neascultarea poate fi iertată când ne recunoaștem vina. Ca și Iona, care a zis, știu că din vina mea se întâmplă tot ce se întâmplă. Din vina mea vine peste voi această mare furtună. Neascultarea poate fi iertată când ne căim și ne rugăm. Neascultarea poate fi iertată atunci când ne supunem Domnului. Ne întoarcem pe drumul corect, cum într-un final și Iona s-a întors. El și-a învățat lecția. El a scris această carte tocmai ca să trâmbițeze o mare realitate, din prisma experienței lui proprii și să ne spună nouă seara aceasta, oameni buni, n-are rost să repetați greșeala pe care am făcut-o eu. N-are rost să intrați și voi prin furtuni, prin dureri, să ajungeți în situații pe care nu le mai puteți controla. Evitați drumul spre tars, drumul neascultării. Stați liniștiți și ascultați de Dumnezeu. Încredeți-vă în Dumnezeu. Umblați în viața aceasta scurtă cu Dumnezeu și nu veți regreta niciodată. Aceasta este chemarea pe care ne-a făcut-o cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești un prieten care ai venit în sinceritate în seara aceasta, să vezi, să asculți din Scriptură, să-ți confrunți viața ta și conștiința ta cu acest etalon al cuvântului lui Dumnezeu. Nu uita, Domnul te cheamă la ascultare, nu de oameni care îți dictează să faci una sau alta, care vin cu reguli de ale lor, cu păreri de ale lor, cu gusturi de ale lor, cu fel de fel de falsuri de ale lor, ci să asculți de Dumnezeu, care îți arată voia Lui prin Scriptură, să te întorci la El, care poate ierta, care nu obosește iertând, care chiar în seara aceasta poate să șteargă păcatele din trecutul tău și să-ți creeze o filă nouă în viață, o șansă nouă, o posibilitate de a începe altfel, de a intra pe drumul ascultării. Apoi pentru noi, pentru cei care poate că ați derapat de la ascultare, mai rebeli, mai încăpățânați cu darurile noastre duhovnicești, da, cu vechimea noastră în pocăință și totuși am luat-o așa în altă direcție și pe noi ne cheamă Dumnezeu. Hai să ne întoarcem pe drumul ascultării. Haideți să nu-i mai creăm lui Dumnezeu ocazia aceasta pe care El nu o caută, ca să tot trimită furtuni disciplinare sau să trimită oamenii din jur să ne pună întrebări ca noi să ne trezim la realitate. Să nu uitați că această carte, Iona, ne spune în esență următorul adevăr. Dumnezeu nu putea să trezească locuitorii din cetatea Ninive până când nu îl trezea mai întâi pe Iona. Păi Dumnezeu nu poate trezi Clujul dacă nu ne trezește pe noi, sau Suceava, sau România. În general, că așteptăm o față nouă a României, o conducere nouă, ceva nou. Schimbarea începe de aici, din inima noastră, din interiorul nostru, din modul cum ne raportăm la Dumnezeu, din felul în care ascultăm sau nu de Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze cu această ascultare, să ne ajute pe toți, datorită ascultării și umblării cu El, să ne revedem sus acolo, în împărăția Lui. Amin.